Dragi spectatori, dragi telespectatori, avem deosebită plăcere să vă anunțăm că echipa televiziunii noastre și în special a emisiunii Ora Veseliei a ajuns și pe malul Dunării. Așa cum v-am obișnuit, începem întotdeauna cu cei mai mici, de altfel. Ce am putea noi face mai bun decât de a preda tinerei generații tradiția noastră folclorică și nu numai, pentru că ați observat, dragi telespectatori, că în emisiunea mea este loc pentru orice artist din România. O emisiune care promovează nu numai artiștii individuali, dar și formațiile. Mulțumim pensiunii Restaurant Delta Dunării și în aplauzele dumneavoastră să le invităm pe domnul Petre Bobârnac lângă noi ca să ne spună câteva cuvinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc în numele întregii echipe de la televiziunea Favorit și să ne spuneți câteva cuvinte despre această investiție a dumneavoastră. Cum ați reușit să fiți chiar aici pe malul Dunării? Bine ați venit în orașul de la Porțile Deltei, implicit în pensiunea noastră. Mă bucur că v-ați orientat și spre locația noastră. Mulțumim televiziunii Favorit pentru faptul că promovează folclorul și văd acum că s-a orientat și spre folclorul dobrogean, ceea ce este un lucru bun. Sper să fie un început bun. Sigur că da. Pensiunea noastră este amplasată pe malul, pe malul Dunării, pe faleză. Se dorește a fi un punct de plecare spre tărâmul dintre ape. Așa, ceea ce se și întâmplă. De fapt, avem o serie de turiști români și străini care, în special vara, vin la să-și petreacă concediile, pleacă în delta, vin la pescuit, opresc și la pensiunea noastră care este amplasată. Cei care probabil vin o dată, vin și a doua oară la dumneavoastră. Să sperăm că așa se întâmplă. Oricum eu v-am promis că mai vin o dată vara asta. Vă așteptăm cu drag de fiecare dată. Bun, eu vreau să vă felicit în primul rând pentru bucătăria extraordinară pe care o aveți aici, pentru personalul care ne-a servit foarte bine. Ce vreau să vă spun, în afară de turiștii care vin vara, bănuiesc că chiar dacă sala are o anumită capacitate, face și petrecere aici. Da, că da. Organizăm, chiar acum avem program pentru 8 martie. Da, așa, niște cumetrii mai nunți, așa, mai mici, așa se pot face, da? Organizăm tot felul de petreceri. Și mai încă o chestie, eu când am venit astăzi și am intrat în restaurant, am văzut că aveți și clienți, ceea ce e un lucru mare. În condițiile actuale, faptul că oamenii vin aici, pe faleză, nu știu dacă pot să spun așa, la dumneavoastră, e un lucru bun. Vă rog. Având în vedere că navele de pasageri rapidele pleacă din fața pensiunii, așa, oamenii își dau punct de întâlnire aici, la dumneavoastră. E un fel de gară, știți? Se așteaptă și se petrec spre delta și spre... Foarte bine. Iată, noi am venit pentru dumneavoastră să vă asigurăm muzica în această minunată zi, aici pe malul Dunării, și vă rog să primiți din partea noastră toată considerația și toate melodiile pe care le vom cânta noi în cadrul acestei emisiuni vor fi dedicate dumneavoastră și personalului de la pensiunea Restaurant Delta Dunării. Vă mulțumim! Și tulcenilor în general. Și tulcenilor în general, iată, domnul Petre Bobârnac dedică aceste melodii și celor din orașul Tulcea și chiar din întreaga zonă. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim audiție plăcută. Aplauze pentru gazda noastră! Dragi prieteni, domnul profesor George Șerban, profesor de muzică la școala gimnazială Turcoaia, ne prezintă aici un grup vocal, cum se cheamă? Resmis. Așa, ca să nu greșesc, vezi, te-am pus pe tine aici mai în față. Un colaj și spunem Dunăre. Păi, nici nu se putea altfel decât despre Dunăre să ne spună acești minunați copii. Dragi prieteni, începe show-ul aici la Tulcea. Thank you.
bate mișoc, bate pasul tare, bate tot pe loc, să se audă în vale mândru nostru joc. Bate pasul tare, bate tot pe loc, să se audă în vale mândru nostru joc. Ușor să o privești, ca-i să amețești, joacă fata ta, uite, uite așa. Prinde-ți fata, vine și-ți dați în joc, la stânga, la dreapta, vă mârtiți cu foc. Prinde-ți fata, vine și-ți dați în joc, la stânga, la dreapta, vă mârtiți cu foc. Și jucați așa până s-o însera, fete și flăcări, jocuri de la noi. Haideți dobroge, sâmba s-o mârtim, roată, roată mare și să chinuim. Dragi telespectatori, mă adresez dumneavoastră în mod, uitați, numai fete, numai fete aici, dar avem și un bărbat bine, vino mai lângă mine, ai 13 ani și ce mai ai? Un talent. A, păi asta aici vreau să ajung eu. Ia spune, ce melodie ne cânti? O chișică dobrogeancă din repertoriul Maricăi Pitu. Foarte frumos. Aplauze pentru Răzvan. Eu aș vrea să mai prezint și pe doamna Daniela Caragață. Doamna Daniela, ce melodie ne cântați dumneavoastră? O melodie când eram eu tinerică. Doamna Georgeta Nichifor. Ia să vedem cine cântați dumneavoastră. Avem grupul vocal Pandelașu. Pandelașu, așa. Este un grup vocal, mai bine zis, al Liceului de Artă, inițiat așa cam de un an și jumătate, doi. În mare parte, elevele sunt ale Liceului de Artă, dar o să fac precizarea că și Coana Preoteasă, cum îi spun eu, așa, mi-a fost elevă și atunci am introdus-o și pe ea în acest grup vocal. Păi de-aia, părintele dumneavoastră, vă spun eu, felicitări, felicitări, foarte frumos. Pentru că muzica unește oamenii. Să știți că mai aveți ceva de transmis. Și noi ne bucurăm foarte mult că ați ajuns la Tulcea și că încercați să promovați ceea ce avem noi mai frumos aici, că avem un folclor, dumneavoastră ați apreciat. Am avut discuții mai înainte, avem aceste ritmuri foarte frumoase, balcanice, destul de deosebite și eu zic că chiar e foarte puțin făcut cunoscut folclorul nostru dobrogean. Păi, și venit, e bine. Mai ales că domnul Petre este o gazdă deosebită aici. Aplauze pentru doamna Georgeta Nichifor și grupul Pandelașu. Oh,
Bine ai venit la televiziunea Favorit. Mulțumesc. Bravo, aplauze. Asta e Dobrogean hotărât, așa, adică v-am zis că e bărbat, da? Adevărat. Da. Bun, ce melodie ne cânți? Fata cu ochii măslinii. Cum? Fata cu ochii măslinii. Și să știți că abia aseară a reușit să o înregistreze. Să mă așez și eu aici. Da. Abia aseară și încă un mare secret. A înregistrat-o din prima, fără niciun fel de probleme, bravo. Deci cap-coadă, fără să se oprească deloc. Acesta este Lucian. L-am întrebat pe Lucian câți ani are? 5 ani. 5 ani, da? Familia, părinții, cum îi cheamă? Pe mama și pe tata. Cum o cheamă pe mami? Mariana. Și pe tata? Doamna Mariana este aici. Este aici, a fugit de la serviciu, repede să ajungă cu marele nostru artist. Bun. Cum o cheamă pe prietena ta, aia simpatică, stai, că am aflat eu, Mariana sau Elena, sau Maria, cum o cheamă, cum o cheamă? Maria. Maria, gata, am aflat. Aplauze, să înceapă spectacolul. Aplauze încă o dată, Cristina Cozaro. Mulțumesc. Ca să vedem ce melodii ne vei prezenta tu pentru telespectatorii noștri. Am pregătit o melodie specială din repertoriul doamnei Zinaida Julea. Astăzi este ziua mea. Este la mulți ani să fie de bine. Mulțumesc, mai este un pic, dar accept cadou. De ce dată va fi ziua ta de naștere? 21 iulie. Vă invit la o petrecere. La Jud. Da? Da. Sau la București, că tu faci facultatea la București, da? O să fac la Adjud. La Adjud, la părinții tăi. Salutăm cu această ocazie familia Cozaro, doamna Rodica care este aici, dar pentru domnul Cozaro fac această dedicație în mod special. Și o horă frumoasă intitulată Joacă omule și bea. Joacă Sunt omule sigură și că bea. O știe toată lumea. Eu mă duc să joc și să beau și tu cânți pentru telespectatorii noștri. Cristina Cozaro, aplauze! Thank you.
Astăzi este ziua mea, voi petrece și voi cânta cu prietenii de o viață până dimineață. Astăzi este ziua mea, voi petrece și voi cânta cu prietenii de o viață până dimineață. Toată viața mea ți-am dat inima, lumea-am cântat pentru tine, azi cânt pentru mine. Drumul meu a fost cotit, cu mare greu l-am suit. Drumul a fost cu bolovanii și cu mulți dușmani. Drumul meu a fost cotit, cu mare greu l-am suit. De-am căzut m-am ridicat și iar am cântat. Toată viața mea ți-am dat inima, lumea-am cântat pentru tine, azi cânt pentru mine. Am avut cândva un dor să am și eu un ficior. Dumnezeu mi-a dat o fată, ea mi-i lumea toată. Am avut cândva un dor să am și eu un ficior. Dumnezeu mi-a dat o fată, ea mi-i lumea toată. Toată viața mea ți-am dat inima, lumea-am cântat pentru tine, azi cânt pentru mine. Pare de nimic, doar de tinereți un pic, și de niște nopți cu stele, azi un pic mijele. Rău nu-mi pare de nimic, doar de tinereți un pic, și de dragostele mele, azi un pic mijele. Toată viața mea ți-am dat inima, lumea-am cântat pentru tine, azi cânt pentru mine. Viața mea ți-am dat inima, lumea-am cântat pentru tine, azi cânt pentru mine. Supărare sau vreun timp să te doboare. Joacă omule.
ușa e scurtă. Joacă, omule, și bea, uită că lumea e rea. Joacă, omule, și cântă, ai o viață și aia-i scurtă. Câte necazuri ar fi, vor veni și bucurii, măi. Joacă, omule, și bea, uită că lumea e rea. Joacă, omule, și cântă, ai o viață și aia-i scurtă. Joacă, omule, și bea, uită că lumea e rea. Joacă, omule, și cântă. Să-l chemăm pe Florin Popa în aplauzele dumneavoastră de la Onești. Vreau să spun că mă bucur că în cadrul acestor filmări ești și tu, Florine, dragă. Eu da. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult, Eugen, pentru invitație. Așa cum știi, pentru că e normal să știi, în ultima emisiune pe care, la care eu am participat. În cea mai recentă. Ți-am propus cumva și tu ai fost de acord și lui DJ Lili și vă mulțumesc foarte mult. Am spus cumva să mergem și pe la Tulcea, pentru că știu, cunosc câteva dezvăluind persoane. Dezvăluind faptul că tu ne-ai propus chestiunea asta pentru că o cunoșteai pe doamna profesoară de aici. Pe doamna Georgeta, oare? Da, da, Nichifor, pe doamna da. Georgeta. Florine, tu ai și o formație. Formația se cheamă Rapsodia, da? Din Onești. Da. Cu permisiunea ta vreau să transmit salutări și colegului nostru Adi și da, solistei și vocale care mi-a fost elevă, Andreea Ciuraru. Andreea, da. Și în mod special colegului meu de formație, domnul Costel Gogan, trompetistul ansamblului Busuiocu din Bacău. Din Bacău. Trompetă, saxofon, okay. Instrumente de suflat în general. De ce am spus și de Andreea Ciuraru? Pentru că mai avem o Andreea pe care o să o rog să vină lângă noi în momentul ăsta. Mai avem o Andreea? Da, o Andreea. Bine, dacă tu știi, poate, atunci Andreea te rog, Andreea îmbrăcată în roșu, e foarte frumoasă. Bine ai venit la emisiunea noastră. Mulțumesc. Bravo, bravo. Aplauze, aplauze. Hai să o încurajăm un pic. Andreea. Eu să te rog să ne spui, eu știu, o strofă dintr-o poezie, ceva, ca să facem acest moment deosebit aici, la Tulcea. Grădinița mea iubită, bine te-am găsit, ești atâta de frumoasă cum nu te-am gândit. Râde soarele în ferește, florile zâmbesc, iar păpușile frumoase din dula privesc. Ce să spun, sunt fericită! Pentru că într-o grădiniță mare cum e grădinița mea. Bravo. Aplauze. Să știți că Andreea, mai multe cuvinte o să ne spună Florin despre ea. Da, în, așa cum ai spus și tu și uite, deja am emoții foarte mari. Ți-am spus despre Andreea din ultima emisiune la care am participat. Ea este nepoțica mea de la Niculițel, una dintre ele. Mai am o nepoțică. Să trăiască. Maria. Maria, n-a putut să vină Maria aici, dar îi mulțumesc lui Andreea că a fost aici. Ea are câteva probleme de sănătate, dar nu este nimic deosebit. O să treacă foarte repede și o să fie totul ok. Așa că îi mulțumesc foarte mult lui Andreea că a fost astăzi aici. Ce melodii cânti? Trebuie să fie ceva de nuntă pe aici, prin astea. Sunt două melodii, una de pahar, pare mi se, da? Ceva de ridicați mai sus paharul. Exact. Și a doua piesă, pentru că tot e sezonul nunților. Asta e nuntă aleasă. Da, asta e corect. Dragi prieteni, o petrecere aleasă aici la Tulcea cu Florin Popa! Azi ne-am adunat surori și frați aici la masă, să-nchinăm paharul cu drag să ne veselim. Cât de mult ne place să ne adunăm acasă, viața este dulce dacă știm să o trăim. Hai noroc, hai noroc, ridicați mai sus paharul. Hai noroc, hai noroc, haideți să uităm amarul.
Arde-l focul de amar de dânsul, nici nu-mi pasă. Dacă am prieteni și cu ei mă întâlnesc, știu că atunci mi-e bine și că viața e frumoasă. Vreau să beau pahar, să cânt și să tot iubesc. Hai noroc, hai noroc, ridicați mai sus paharul. Hai noroc, hai noroc, haideți să uităm amarul. Lai, la 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 la. De lungă-i viața, omul nu poate să știe, singur el pe lume, el mereu e necăjit. Cântă de noroc și sufletul el și-l mângâie, când ai neamuri multe să știi că ești fericit. Hai noroc, hai noroc, ridicați mai sus paharul. Haideți să uităm amarul. Hai noroc, hai noroc, să trăim în veselie. Hai noroc, hai noroc, viața lungă să ne fie. Verde de picărari, am pornit astăzi o nuntă mare. Cu alai frumos și lume multă, lăutari vestiți care ne cântă. Usui-o pe masă, asta-i nunta aleasă, cântați lăutari, că-i nuntă de gospodar. Usui-o pe masă, asta-i nunta aleasă, cântați lăutari, că-i nuntă de gospodari. Nănășăiți oameni de-ominii, toate nunta noastră liniștii. Au inima bună ca o pâine și eu zău că nu-i cântap în mâine. Usui-o pe masă, asta-i nunta aleasă, cântați lăutari, că-i nuntă de gospodari. Usui-o pe masă, asta-i nunta aleasă, cântați lăutari, că-i nuntă de gospodari. Cinste spus ochii mici, câți voioși și tare fericiți, c-au făcut-o nunta așa bogată, să nu uite nimeni niciodată. Usui-o pe masă, asta-i nunta aleasă, cântați lăutari, că-i nuntă de gospodari. Usui-o pe masă, asta-i nunta aleasă, cântați lăutari, că-i nuntă de gospodari. Ai frunză verde, usui-o pe masă.
s-o iubim ase, asta-i nunta leasă, cântați lăutari, din munte din gospodar. O s-o iubim ase, asta-i nunta leasă, cântați lăutari, din munte din gospodar. Dragi telespectatori, vă mulțumesc din toată inima că ați urmărit emisiunea Ora Veseliei, Ora Bunei Dispoziții. Vă aștept din nou cu mari surprize săptămâna viitoare. La revedere!